ea despre moartea ei. Și acum aflăm încă o teorie despre Jenna. O vedem pe Jenna de Crăciun. Și mai încoace vedem un tablou cu ea și Balto, adică s-au întâlnit de Crăciun. Așa arată Jenna mică, așa arată Jenna mare. De fapt, Jenna și Balto se cunoșteau de mici. În această imagine o vedem pe Jenna care arată ca și fica ei, Saba, din Lado. Și acum începe teoria de unde se cunoșteau sau unde s-au întâlnit Balto și Jenna. Iar despre această teorie nu avem niciun răspuns. Și s-ar putea ca Balto și Jenna să fi întâlnit în pădure sau în orașul nou. De asemenea, s-ar mai fi putut întâlni înainte sau după moartea mamei lui Balto. Iar acum să vorbim despre prietenia lui Jenna cu Steve. Uitându-ne în această imagine, vedem că Jenna a mai crescut. Dar de asemenea, vedem și un câine albu negru lângă ea. Acel câine negru cu al nu poate să fie altcineva decât Steve. Doar cu câteva săptămâni mai mare decât Jenna, Steve și Jenna se cunoșteau de când erau ei mici. Pe atunci, Jenna noastră era o cățea grațioasă, grijulie și frumoasă, iar lui Steve i s-a pus ochii pe ea de atunci. Iar Steve era tot un golan, viclean, de mic. Totuși nu avem prea multe informații despre familia lui Steve. Însă când vom face și un videoclip despre viața anterioară a lui Steve. Iar aici, iată, ne-a ajuns la finalul Balto 1, adevărata poveste. Iar dacă vreți să facem despre viața lui Steve, să-mi scrieți în comentarii, că eu le citesc pe toate. Și așteptăm desigur și Balto 4, când se va lansa. Nu știm încă mai exact data sau anul, dar voi vorbi despre asta când vor apărea date sigure. Despre Balto 4, mai exact destinul lupului, despre Întospeto sau Regele Leu 2, care s-ar putea să apară în 2024. Ei, dragi urmăritori, cam atât despre Balto 1, adevărata poveste, dar desigur că vom mai face și despre alte filme, dacă văd multă susținere acolo, și like și abonare. Eu sunt Balto de pe canalul Balto, vă mulțumesc că m-ați urmărit!